Bună seara, bine v-am găsit. Ne bucurăm că ne sunteți din nou alături aici la ora regiunii. Avem astăzi pentru dumneavoastră două subiecte care în aparență nu au nicio legătură. IT-ul și moda. Însă o să vedem că până la urmă o să putem găsi o legătură, mai ales primul subiect va face, cred eu, legătura cu cel de-al doilea și anume o să vedem că am putea, datorită IT-ului, să facem proiecte legate de, și proiecte legate de modă. Așadar, în seara asta o să povestim despre HackTM 2016, un eveniment care va avea loc luna viitoare, din 20 în 22 mai la Timișoara, un eveniment care va transforma Timișoara în capitala IT a Europei. În partea a doua emisiunii, pentru că nu e așa, mai ales doamnele și domnișoarele vor să arate bine pentru că începe deja sezonul cald, în ciuda, eu știu, frigului de afară, ne gândim deja la haine, la haine frumoase pe care să le purtăm în această vară. Așa că o să avem alături de noi creatoarea de modă Luciana Plavoșin, împreună cu fotomodelul Iasmina Negru, cu care vom povesti despre o colecție care se numește Why Not. Așa că Why Not, de ce nu, rămâneți cu noi! Mă bucur acum să spun bună seara și bine ați venit primilor mei invitați, cei cu care o să povestesc despre HackTM. Radu Ticiu, președinte al Asociației Banat IT și CEO la Timișoara Startup Hub. Bună seara! Bună seara! Coordonator al acestui eveniment este Ana Boror. Bună seara! Bună seara! Și nu în ultimul rând, unul dintre participanții de anul trecut, Daniel Marcovici, câștigător HackTM 2015 și business analyst la o companie din Timișoara, nu o să-i spunem numele. Bună seara! Bună seara! Mă bucur că suntem împreună ca să mă lămuresc și eu, pentru că am mari semne de întrebare legate de tot felul de probleme legate de IT. Nu știu mai nimic, așa că asta e premiza de la care plecăm în seara asta. Așa că vă întreb, ce este un hackathon? Sună așa, interesant, sună ca și reggaeton, mă rog, acum nu e, știu că nu e nimic legat de muzică, dar o să detaliem. Da, încerc eu să dau explicația acestui termen. E un maraton de programare în care reușește să se adune un număr mare de participanți care vin împreună cu propriile lor proiecte, cu propriile lor competențe, își combină aceste competențe și generează preț de un weekend, energie, entuziasm, efort, rezultând în transformarea unor idei în proiecte, în, eu știu, prototipuri funcționale, în jocuri, în aplicații de utilitate publică sau, mă rog, cu potențial de dezvoltare într-un business. Sună foarte bine ce-mi spuneți și mă bucur că e așa. Înțeleg că acest eveniment este la ediția cu numărul 3. Sper că nu mă înșel. Așa. Cum au fost primele două ediții? De unde ați plecat și unde ați ajuns în momentul acesta? Ediția din 2016 se vrea să fie cea mai mare. În primele două ediții am reușit să adunăm peste 300 de programatori. Și răspunsul a fost unul foarte pozitiv. Ca tare am decis să aducem și evenimentul mai repede, să-l organizăm în luna mai, până acum s-a desfășurat în toamnă, și să adunăm pe lângă programatori și designer și tester și analiști și tot felul de oameni pasionați de IT și de tehnologie în general. Spuneam că ați pornit în, dacă suntem în 2016, ați pornit în 2014. Cum a fost prima ediție? Cum a reacționat lumea? Cum a reacționat lumea IT în primul rând, dar și societatea civilă, cei care au auzit despre acest eveniment? A fost primul eveniment de genul acesta în Timișoara. Noi, oamenii din IT, în general, urmărim ce se întâmplă în străinătate, unde se desfășoară tot felul de astfel de evenimente. Și răspunsul a fost extrem de pozitiv. Oamenii au fost încântați că și la noi se întâmplă ceva de genul și pot să se întâlnească cu oameni cu interese similare și să lucreze împreună și să se distreze împreună până la urmă. Acum o să-l întreb pe Daniel Marcovici, care este atmosfera la un astfel de hackathon? Primul rând au fost, cred, aproape 400 de participanți. Deci e cel mai mare eveniment de genul ăsta din Timișoara și poate chiar din țară. Și o atmosferă de colaborare, de mentorship,
E foarte distractiv tot evenimentul. Lumea merge nu neapărat la o competiție, merge la un eveniment care promovează un set de valori care sunt foarte importante în dezvoltarea antreprenoriatului. Și asta e unul din motivele pentru care e atrăgător, nu doar pentru programatori. Înțeleg că lucrurile stau foarte bine acolo. Nu merge nimeni cu teama că vine cu o idee și, wow, cineva o să-mi fure ideea. Da, nu există frici de genul ăsta. Fiindcă asta e o problemă în zilele noastre, cel puțin din punctul meu de vedere. Dacă aș avea o idee și m-aș duce să o expun acolo, mi-ar fi frică. Oare dacă nu-mi iese mie în acest hackathon, data viitoare nu vine altcineva și o pune în practică? În primul rând vreau să specific că HackTMN nu își ia drepturi de autor peste producțiile noastre. Adică dacă eu fac un proiect, o să rămână proiectul meu, ideea este a mea. Ba mai mult, e un eveniment în care am tot suportul ca să-mi dezvolt ideea, să-mi validez ideea. Mentorii sunt acolo nu doar să ne dea suport tehnic și să ne îndrume în a ne dezvolta produsele care le-am gândit. Și nu cred că există vreo frică din partea participanților legat de copyright. Are comunitatea nevoie de un astfel de eveniment? Nu. Comunitatea are nevoie de mai multe asemenea evenimente. Practic, HackTM-ul e, până la urmă, evenimentul fanion al comunității, care în decursul unui an ajunge să numere probabil 100 de evenimente mai mici. Există, hai să spunem, diverse comunități de oameni interesați pe diverse, eu știu, tehnologii, pe diverse metodologii de dezvoltare software, care au o viață a lor, se întâlnesc lunar, își expun proiectele, își expun ideile. Chiar suntem un domeniu în care teama de furt de idei, practic nu se mai manifestă. Am trecut deja de momentul ăla și așteptăm ocazii în care efectiv să colaborăm, să ne ajutăm unii pe alții, să, de exemplu, chiar în cazul lui Daniel, el participând acolo a venit fără întregul set de senzori, de device-uri, de dispozitive. Le-a găsit la colegii lui, care chiar și fără echipă. Da. Am înțeles. Care este media de vârstă a participanților? Contează lucrul acesta? Se ține cont de vârstă în momentul în care vrei să te înscrii să participi la un astfel de eveniment? Vârsta nu contează, dar, bineînțeles, sunt preponderent tineri, undeva pe la 22 de ani. Este media de vârstă. Dar avem și oameni cu experiență, peste 30 de ani, și copii tineri, sub 18 ani, elevi de liceu, chiar și de generală, care vin și vor să-și arate cunoștințele și să dezvolte proiecte interesante. Chiar mult de atât. Li se întâmplă acestor copii, până la urmă, să urce pe podium atunci când, chiar dacă se compară cu profesioniști cu niște ani de vechime. Mă gândesc că ideile lor sunt de obicei foarte fresh, foarte proaspete și cred că și năstrușnice, mă gândesc la vârsta respectivă. Provin acești copii din acele Coder Dojo? Și aș vrea un pic să explicăm și termenul acesta. Coder Dojo e un program de educație între ale programării pe care îl derulează, îl sprijină Asociația Banat IT și care în clipa de față mobilizează 300 și de copii în fiecare săptămână care își petrec timpul învățând de la mentor ca cei pe care aveți astăzi în studio să facă primii pași în programare. Copii de la 7 la 17 ani pe care îi aducem inclusiv în evenimente de tipul hackathonului, copii care vin și sunt extrem de bine primiți și încurajați și sprijiniți de către întreaga comunitate de programatori. Practic, programatorii în funcție cumva sunt invidioși pe faptul că acești copii încep atât de repede și efectiv îi propulsează spre, eu știu, performanțe spectaculoase la 15-16 ani.
Am să încerc să dau un sfat părinților: dacă vedeți că aveți copii talentați în acest domeniu, nu-i mai certați că stau mult pe calculator sau pe telefon, duceți-i la un Coder Dojo unde învață să facă lucrul acesta în mod organizat și așa cum se cuvine. Cine știe, poate aveți un viitor IT-ist de top în familie, care poate va participa la un astfel de eveniment, pentru că blamăm destul de mult noi părinții, zic, blamăm telefoanele, calculatoarele și așa mai departe, dar există și o parte categoric, există o parte foarte bună care trebuie exploatată așa cum se cuvine. Apropo de lucrul acesta, cât de creativ sunt tinerii și mai apoi cam care e gradul de creativitate într-un astfel de eveniment, pentru că cred că e undeva la cote maxime. Deci aș vrea eu să zic că ce mi s-o prăbnie cel mai interesant la eveniment e că nu sunt doar programatori. Și la ediția de anul trecut și la ediția de anul ăsta o să fie mulți designeri, o să fie mulți business analiști ca și mine, product manager, persoane interesate de domeniul IT sau aplicabilități ale produselor IT în domeniul în care activează ei. Și practic ideile inovative nu trebuie să vină neapărat din partea programatorilor, poate să vină de la o persoană care nici măcar nu face parte din domeniul IT. Dar pe de altă parte, cum zicea și Radu, cred că copiii cei de la Coder Dojo au avut cele mai originale idei, poate, și de la generațiile noi ne așteptăm să vină inovația. Cum se desfășoară un astfel de eveniment? Pentru că am citit că aveți 49,9999 de ore de hacking. Aveți 8 ore de hack talks și 512 hackeri așteptați în acest moment, la acest eveniment. E din ce în ce mai mare, nu? Ați spus prima ediție, nu știu, 200, 300 la al doilea, deci acum 500, dublu față de prima. Așa ne dorim să se întâmple. În primii doi ani, evenimentul a început vineri după masă, după ce s-a terminat orele de lucru. Oamenii se adună la eveniment, discută idei și se propun idei pentru dezvoltare. Cei care nu au echipă vin și își caută colegi să dezvolte idei împreună. Cei care deja au o idee și echipă formată se pun și lucrează, se pun și programează sau hackează, cum zicem noi. Tot asta se întâmplă până duminică pe la prânz, când se începe jurizarea și premierea echipelor câștigătoare cele mai bune. Anul acesta, prima oară, am introdus aceste Hack Talks, adică un program de 8 ore de educare pentru participanții noștri, în care aducem oameni specialiști în domeniu, care vor vorbi despre diverse teme tehnice, despre unelte pe care le pot folosi, despre device-uri și gadget-uri care pot să-i ajute în dezvoltarea ideilor lor. Cine se poate înscrie la acest eveniment și cum o poate face? Noi așteptăm pe oricine care este pasionat de IT. Am zis, de la programator până la designer și la oameni cu idei, oameni creativi. Cineva ca mine, care nu are nicio legătură practic cu IT-ul. Absolut. Sunt doar utilizator, să spun așa, și nici măcar un utilizator bun. Dar poate o idee de o aplicație pe care dorești să o realizezi. Poți să vii la hackathon și să-ți faci reclamă la idee, să o pitch-ui, zicem noi. Și să găsești echipă de oameni programatori care, și designer care să realizeze ideea acolo. Hai să explicăm oamenilor. Deci vin, am o idee. Râdeam înainte de emisiune, spuneam că îmi povesteam cu Daniel, care îmi spunea ce s-a întâmplat anul trecut, și am zis, aș vrea să știu cam cum să o învăț pe fica mea să se dea pe pennyboard. Ok? Am această idee. Vin și primul om cu care ar trebui să vorbesc este un business analyst, sau? Cam asta ar fi următoarea. Da. Sau dacă reușești să descrii ideea suficient de bine încât să se controleze un produs, poți să pitch-ui la începutul evenimentului, să încerci să strângi o echipă de IT-iști care îți interesați de ideea care ai descris-o. Cărora le place sportul. Exact. Contează mult și faptul că trebuie să fii atras de ideea la care lucrezi. Sau să crezi cel puțin în ea, mă gândesc, nu? E important. Absolut. Trebuie să convingi programator să se alăture idei. Asta înseamnă că trebuie să fim pasionați și să credem în idee. Ok, mai mult decât atât. Spuneam 512 oameni care vor fi prezenți la acest eveniment. Unde se va ține? Unde încap cei 512 oameni? Lucrează pe echipe, pe grupuri de lucru sau sunt toți deodată în aceeași? Evenimentul este susținut de Universitatea Politehnică Timișoara. Ca atare se va desfășura la cantina Politehnicii din Complexul Studentesc, unde avem spațiu suficient să lucrăm împreună și să creăm atmosferă de lucru intens.
pentru aproape 50 de ore. Mă gândesc ce nivel de inteligență o să fie acolo, de materie cenușie pe metru pătrat în cantina universității. Sper să fie ok, să nu, cum se spune, să nu ia foc nicio minte. Care sunt cele mai interesante proiecte? Pentru că e o listă de teme, de subiecte pe care le aveți, pe care aș vrea să le trecem în revistă. Poate ar fi bine să le numiți dumneavoastră. Avem 8 categorii de concurs, le numim noi, cu toate că principalul motivator nu trebuie să fie premiul. Avem categoria Smart City, pentru proiecte care doresc să îmbunătățească viața la oraș. Categoria Education, pentru aplicații în educație, tot felul de idei năstrușnice ce pot să vină să revoluționeze sistemul educativ. Categoria de robots, sau sisteme autonome, mașinuțe, drone. Internet of Things, o categorie specială pentru device-uri conectate la internet, răspândite prin oraș. E-health. Dacă îmi dați voie să citesc aici, de la termostate la cutii poștale inteligente, asta cu cutia poștală inteligentă mi-a plăcut foarte tare, nu pot să-mi imaginez ce înseamnă cutie poștală inteligentă. Anul trecut a fost un proiect care m-a impresionat, unui domn care a dorit să facă o cutie poștală pentru soția lui, care era avocat, mi se pare, este avocat, și nu putea să treacă pe la birou de fiecare dată. Și voia să ridice corespondența și a zis că ar monta un senzor pe cutia poștală, că atunci când este ceva introdus doar atunci când în cutie, să se trimită un mail și să se știe că trebuie ridicată corespondența. Ce idee simplă și eficientă până la urmă, nu m-aș fi gândit și la și răspunde așa. unei probleme nevoi, reale, da. Unui personaj identificabil. Deci... Foarte, foarte frumos. Mai e game development-ul care clar este, mă gândesc că acolo toată lumea vrea, mai ales cei foarte, foarte tineri și e un domeniu care cu siguranță are succes. Fintech, aici? Aplicații ce țin de finanțe și managementul banilor și securitate. În ziua de astăzi sunt tot mai multe cerințe de genul securizarea plăților pe internet sau cum să facem conturi sigure și așa mai departe. Și atunci aceasta este o categorie specială pentru acest tip de proiecte. Și ultima categorie, categoria open, adică acolo unde nu, un proiect nu poate fi catalogat în niciunul dintre celelalte, pus în niciunul dintre celelalte sertărașe, acolo ajunge. Păi pentru că am povestit mult, aș propune să vedem acum un scurt reportaj pe care l-am primit, să vedem cam cum a arătat ediția de anul trecut, Hecteme 2015. Experiență unică, aș zice așa, nu se întâmplă tot timpul, te umpli de energie, energie care durează mai mult decât durata evenimentului, adică cel puțin pentru mine, sigur o să dureze o săptămână de începând de astăzi, așa că invit pe toți să participe la evenimente de genul ăsta. Și la ediția 2016. Cu siguranță. Mulțumim! Pentru mine primul hackathon la care particip, îmi doresc de ceva vreme lucrul ăsta și da, sunt un pic de emoții și rămân așa și un pic de stare de euforie, să zicem. Deci oportunitatea să ne explorăm latura creativă, să ieșim un pic din rutină și mai mult de atât, putem să și interacționăm mai bine între noi, să vedem alți oameni care se ocupă cu lucruri care le fac plăcere.
e fain mediul ăsta în care lumea vine de plăcere și nu de obligația unei zi de lucru. Suntem Junior Web Development Team de la Coder Dojo Oradea. Am făcut un proiect care este folositor în viața cu zi de zi. Asta fiind un proiect antifurt de mașină. Acest proiect ia locația userului și ia locația mașinii și le compară. Dacă a ieșit, deci dacă mașina a ieșit dintr-o anumită rază, software-ul declanșează alarma. Perfect. Și la ediția de anul viitor veți participa cu toții? Da. Ok, vă așteptăm și succes până atunci. Trei colegi studenți de la ETC mi s-au alăturat, electronică și telecomunicații. Am făcut rol de senzor tot în cadrul acestui eveniment, de la colegi prezenți aici. Am avut suport de la mentori. Am făcut un training de snowboard, care practic folosim senzor de presiune, câte doi pe fiecare picior. O să-mi spună dacă mă înclin prea mult într-o parte sau în cealaltă parte, sau dacă nu merg pe canturi. La snowboard trebuie să mergi pe canturi, nu trebuie să stai echilibrat înainte-înapoi, trebuie să stai sau pe vârfuri sau pe călbire. L-am auzit pe colegul Dani, făcând pitching, mi s-a părut foarte interesantă ideea lui și era ceva care chiar merge dusă mai departe, la marketing, la vânzare, o chestie utilă. Am zis, hai să vorbim, hai să vedem ce avem de făcut. A fost două zile senzaționale, au fost proiecte foarte inovatoare. Este mai tare, ați reușit să îndurați primul ăsta și să scoateți din voi cele mai bune lucruri timp de două zile. Și pentru asta vă mulțumesc mult. Sper să ne vedem la ediția următoare și mai mult. Super faină atmosfera acolo, din câte mi s-a părut mie, cred că îmi place și tare mult și sloganul Life's too short to hack alone. Mi se pare foarte adevărat la ce am văzut acolo, la cât entuziasm și câți oameni fericiți erau. Cred că așa o să fie și anul acesta. Acum vreau, Daniel, să te trag puțin de limbă și să-mi spui cum a fost anul trecut. Deci de la ce ați plecat și ce ați realizat? Care a fost ideea și cum a fost ea transpusă în practică? Am plecat de la o idee de a crea un produs care să ajute snowboarderii să primească instrucțiuni ca un fel de trainer. Și la începutul evenimentului a fost secțiunea de pitching, unde mi-am descris ideea și, spre surprinderea mea, fiind prima ediție la care am participat, s-au oferit trei studenți de la ETC să... Snowboarder, cu siguranță. Exact. Cred că le-a plăcut ideea că am combinat un soft cu senzori, era și electronică.
în produs și aveau cunoștințe în domeniu. Și împreună cu ei am construit un produs care nu e un produs marketabil așa cum e, dar e un bun început, un proiect de început care a fost validat în cadrul evenimentului, a prins ideea, implementarea a fost bună, a fost o atmosferă de colaborare, ne-am cunoscut între noi, am avut suport de la mentori, a fost și super fun, unii din noi au dormit peste noapte la eveniment. Am cunoscut alte echipe care lucrau la diferite proiecte, ne-am găsit inspirația pentru noi proiecte în cadrul evenimentului și sperăm că în ediția de anul ăsta o să reușim să aducem din nou idei noi și proiecte faine. Ai un plan pentru anul acesta? Particip, mă gândesc. Eu aș vrea, ca și anul trecut, să mă alătur unei echipe mai mult pe partea de mentorship și eu nu mai fac programare, sunt business analyst acum, place mai mult să lucrez la uzabilitatea unui produs, la partea de interacțiune dintre produs și piață și poate din punctul ăsta de vedere în viitor o să mă orientez spre mentorship-ul care e o parte importantă a evenimentului. Vreau să vă întreb așa, care sunt cele mai interesante lucruri, programe care s-au născut din cele două ediții precedente ale Hackteme? Da, dacă plecăm... Fiindcă domeniile, cum spuneam, sunt foarte variate, deci cred că și plaja fiind atât de largă, sunt surprinzătoare. Da, un exemplu foarte bun e legat de categoria automotive, care e un domeniu extrem de frecvent întâlnit în zona noastră, în care în ultima ediție am avut practic proiecte care au dus, nu știu, anumite funcții din domeniul conducerii unui vehicul către zona de autonomie. Deci nu doar... Dați-ne câteva exemple foarte... concrete. Că așa... Da, practic, un grup de foarte tineri participanți din Timișoara au reușit să controleze un mic Austin de pe o tabletă. Ne-am putut aștepta să vedem acea mașină mișcându-se fără să aibă un șofer. Un grup de la Oradea, din Coder Dojo Oradea, chiar au la locul 2, deci copii de clasa 8-a și a 9-a, dezvoltând o aplicație care îți permite să știi exact ce se întâmplă cu mașina ta, chiar dacă nu ești o aplicație la fața pentru locului. Doamne. Pentru doamne, pentru domni mai puțin. Credeam că ce se întâmplă cu mașina ta în cazul nu. În care se întâmplă ceva. Ok. Nu. Mă gândeam. Foarte multe jocuri extrem de interesante și iarăși e un domeniu în care, cum intuiai, copiii liceenii, de exemplu, au ocupat iarăși locuri pe podium. În secțiunea de aplicații din domeniul sănătății am avut proiecte de genul unor echipamente care îți sesizează postura, de exemplu, la locul, da, așa, la locul, să ne la locul de muncă și îți semnalează faptul că e deficitar. Cât de util ar fi? Absolut. Astfel de aplicare utilă. Iar și aplicații care monitorizează somnul, în care se pot întâmpla foarte multe. Am constatat învățând acolo că poți muri în somn și sunt categorii de pacienți care trebuie să fie monitorizați și modul în care respiră în timpul somnului și, mă rog, tipologia de unde cerebrale analizate, coroborate, semnalează medicului în timp real că e ceva de... Mă interesează foarte tare și la capitolul, de exemplu, la capitolul educație, ce proiecte s-au născut. Categoria educație este o categorie care debutează în acest an. Ah, ok. Și cu atât mai interesant va fi anul acesta. Exact. Aceste categorii sunt, de fapt, ca să ajute participanții să se orienteze către idei. Dacă n-au idei, le dăm câteva direcții pe care le pot alege. Și educația este una din aceste categorii.
dacă ei totuși vin cu idee năstrușnică, avem categoria open pentru ei și încurajăm să vină cu idei cât mai variate și cât mai interesante. Și la categoria Internet of Things, conectarea între diverse aparate, cum exemplul foarte frumos și foarte grăitor a fost cel cu cutia poștală inteligentă, altele care ies așa din tipare un pic, la care nu ne-am fi gândit? Poate cel mai spectaculos lucru care se întâmplă în Timișoara în perioada asta în domeniul e un proiect care permite monitorizarea factorilor de mediu cu un set de senzori extrem de larg, dar într-un volum foarte mic, utilizând noi standarde de telecomunicații și practic ne putem aștepta la proiecte care identifică microzone în care lucrurile nu sunt neapărat optime și iarăși permit agregarea unor date venite din poate zeci, sute de surse. Mă gândesc că e un proiect foarte așteptat de timișoreni pentru că tot ne plângem mereu de calitatea aerului din Timișoara în anumite zone. Ar fi bine de știut, încercăm să fim eco, avem o sumedenie de asociații care luptă pentru o Timișoară curată și iată. Le echipăm tehnologia cu necesară să o facă. Cu tot ce trebuie. Voiam să vă mai întreb așa, spuneam că evenimentul are loc între 20 și 22 mai anul acesta, spuneați că l-ați mutat din toamnă în primăvară, e cumva mai frumos primăvara, parcă și ideile se nasc mai ușor, înmuguresc mai frumos, nu? Și se transformă în fruct până la capătul acestor 3 zile. Voiam să vă întreb, unde ne putem înscrie? Site-ul nostru www.hectme.ro este, conține toate informațiile despre eveniment și o secțiune de înscrieri unde participanții pot să-și achiziționeze, să-și rezerve biletul atât pentru programator cât și pentru designer și copii. Mai spunem o dată, www.hectme.ro, acolo găsiți toate informațiile pe categorii frumos, așa cum îi șade bine unui site al unui astfel de eveniment, foarte frumos categorisite. Ok, păi am o idee pe care aș vrea să o ducem la bun sfârșit. După ce se termine evenimentul acesta, pentru că nu spuneam că în acea perioadă 20-22 mai Timișoara va deveni capitala IT a Europei, că tot e acum la modă, suntem capitala tineretului din România, dorim să fim capitală culturală europeană, de ce n-am fi și capitală IT până la urmă? După ce se termine evenimentul, vă invit să reluăm această discuție, să vedem care sunt proiectele inedite care s-au născut anul acesta și să vedem cam care a fost atmosfera de această dată, la această ediție cu numărul 3. Vă mulțumesc mult că ne-ați fost astăzi alături. Sper că le-am făcut oamenilor poftă să fie deschiși, să se înscrie, măcar așa, de dragul de a vedea cum e, să fii creativ, ce înseamnă să naști, eu știu, lucrurile astea cu care, iată, ne întâlnim toată ziua.